Dude, that was a peek. Nu, 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 nu! Neața și bine v-a regăsit la un nou video. Cristina și-a luat ieri role, de fapt amândoi ne-am luat role și ne plac foarte mult. Și am să vă arăt ceva, ceva ce nu o să vă vină să credeți, că nici mie nu mi-a venit să credeți. Haideți să mergem în cameră la Cristina, care încă doarme, de obicei mă trezesc cam cu un sfert de oră mai devreme. Haideți să mergem în cameră să vedeți despre ce vorbesc. Oricum nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai doriți să facem episod de acest gen. Și acum mergem în cameră la Cristina, în dormitor, să vedeți ce se întâmplă. Ia să vedeți. Să vedem, mergem la căcăș Cristina, dacă mai facem vlog. Ea doarme. Probabil. Pe 10. Pune lumina. Cristina. Neața, e partea la altă. Neața. Haideți să... Haide că așa mi-ai făcut și tu mie, mă, când dormeam. Haide la vlog. Haide că tu faci cel mai bun smute de dimineață. Ai dormit ora 10. Aproape. Hai. Ce faci? Nu! 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 Ia uitați-vă! Hai mă, Cristina! Tu ai dormit cu rolele! De-aia mă durea pe mine spatele în noapte, mai dădeai cu piciorul în spate. Nu, mă, filmam, pisa mare! Ia uitați-vă și-o cu dormit pe role! De ce mă filmezi în pijama? Ia zi, de ce îți place așa de mult să dai pe role? Îți plac rolele? Le ador! Nucilor de cocos, eu mi-am propus astăzi să stau toată ziua cu rolele. Super! Ce pot zic? Eu de când eram mică, dacă ceva îmi luam și îmi plăcea, dormeam cu ele și după aceea steam încălțată toată ziua. Așa că astăzi vom face 24 de ore cu rolele. Bine că nu ți-a plăcut vreo capac de toaletă sau ceva. Așa că nucilor de cocos vreau să adunăm cât mai multe cocolike-uri pentru cât mai multe videouri trăznite și haideți să-i dăm drumul cu ziua asta minunată, vă dați seama, 24 de ore cu rolele! Care nucă de cocos are role, vreau să-mi zic în comentarii. Și tu cum cobor să faci smoothie-ul? Pe role. Hai să te văd. Vezi, eu sunt o rolistă. Ești o rolistă? Sunt o rolistă. Am fost o rolistă și vreau să redevin. Ia uite! Auzi, da, dar să nu râdeți de mine în vară în pijamale. Arăt rău? Așa te duci afară, că nu te mai schimbi dacă stai în rol. Dar mă schimb! Hai să mergem, cobor scările. Du-te, hai! Hai să te văd, că nu-i balustradă. N-avem balustradă și nici n-am spațiu să le cobor. Ce felii, crezi că nu sunt în stare să stau toată ziua pe role? Bă, era să cad eu. Cum era să cazi tu? Eu mă descurc super bine. Ia uite. Deci eu până de seară o să stau în role. Hopa. 2, 3 și... Ia uite. Ta-da! Neața, mă duc să mă spăl pe dinți. Neața, tu te spăl pe dinți? Da, mă duc să mă spăl pe dinți. Să-mi dau drumul la codițe, da. Și după aia fac smoothie. Super, de-abia aștept smoothie-ul. Cristina! Da, Felix! Am o idee! Ce dă-mi idee? O codiță! De ce? Nu? Dacă te trag de codiță... Mergi pe rol dacă trag de codiță, ia uite-te! Ia uite-te! Mergi pe rolă! Ce fain este! Opa! Auuu, codița! Dar o trag tare, că-s mai și cu zurul pe... Au, 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 au! Doaie? Doaie. Deci acum îmi desfac codițele. Pentru că eu așa dorm, v-am zis. Dorm cu codițe. Și acum mi le desfac și o să vedeți ce șmecher o să arăt. Când pleci? Hai! Să-mi desfac codițele. Stați, vedeți. Imediat. Mamă! Vezi? Văd!
Vedeți, nucilor de cocos? Au! Acum sunt pregătită, zici că am fost la salon. Au! Hai, Felix, să-ți fac smoothie. Haide, chiar așteptam. A, dar așa, știi ce? Așa pot să am spor mai mare, pot să fac cu viteză mai multe lucruri. Ok, din ce vrei smoothie-ul? Ca de obicei. Opa! Ok. Cum te descurci? Bine, după cum vezi, am făcut majoritatea lucrurilor, dar... Nu pot! Nu pot să deschid cu noiul! Stai că am reușit! Am reușit! Ia uite, am fost la gunoi. Am văzut, bravo. Bananele astea scanvezi nu le putem folosi pentru smoothie, așa că improvizăm. Nu știu, vedem, ne descurcăm fără banane, că sunt mai importante smoothie. Cred că e prima oară când facem fără banane. Da, aici pun o butuie. Curmale, fulgi de orz, semințe de dovleac și susam negru. Și? Oh, gata. Ai pus de trei ori mai mult decât trebuia. Cam asta pun eu, când tu nu vezi. Scorțișoară. Mai multă. A ta? Aha. Și apă. Cam asta e micul nostru dejun. Smoothie pe role. Domnișoară. Felix, ești pregătit să guști cel mai bun smoothie? Tu îți dai seama dacă eu cad acum? O să ducă tot smoothie pe jos. Dacă tu cazi, tu cureți. Smoothie de pe jos? Da, Cristina, că mor de foame. Dacă... Nu mai pot de foame, Cristina, ați leșinat. Dacă mă prind. Da. Stai, care e al meu, care e al tău? Nu, ăsta e al meu. Dă-mi unul. Ah, ce bine, nu mai pot de foame. E bun. E bun fără banana? E bun fără banana. Faci? Mă machiez ca să ne filmăm la Cocolix. Te machiez să ne filmăm la Cocolix? Mhm. Eu zic că până acum m-am descurcat. Ce faci? Nu! Zic că până acum m-am descurcat foarte bine. Au! Există o singură problemă totuși. Mi-e foarte cald și deja am început să transpir și abia dimineața. Nu știu cum o să mă descurc până seara. Cred că să schimb vreo 3 haine. Gata! A, nu, trebuie să nu mai dau ruj. Acum trebuie să merg să strâng patul, iar după mă schimb ca să ne filmăm la Cocolix. Hai că te ajut. Mamă, trebuie să strâng patul. Asta pe picie mi-a 5 minute. Acum pe role nu știu cât o să-mi ia. Pentru că trebuie să fie tot perfect. Deși prima oară când văd cum se strânge patul, nu cred că... Da, Feli, de ce iese din cameră repede? Ce, Feli, lucrează, eu lui zic cu pace, Feli, nu știu ce... Eu de obicei strâng patul de dimineață, imediat după ce m-am spălat pe dinți. Trebuie să-ți arăt cum se strânge patul? Arată, nu am văzut niciodată. Au, m-a dat un ușă. Eu nu mă lovesc... Eu mă lovesc și lovesc. Nu, ce faci? Nu! Am uitat că poți să te împingi și poți să cazi în pat. Mă, stricam patul, știi cât mă chinuiesc? Cât mă chinui eu dimineața? Cât te chinui? Și fac așa, să fie perfect, drept. Așa trebuie să fac, să fie perfect, drept. Și acum uite ce strâmbă. Așa faci tu dimineața? Da! Uite așa, mult. Vedeți? E un lucru normal asta. Nu! Stai că nu-i perfect! Așa! Nu, no, iau picior! Nu! No, nu, no, nu-i perfect! Nu! No. Stai!
Ola, tu mă iubești sau nu mă iubești? Ce? Tu mă iubești sau nu mă iubești? Da, stai că asta e lucru normal ce se face aici. Ia uitați-vă, îți cuvie patul. Nu, nu, nu. Așa-i puțin boțit, că n-am pierdut călcatul încă. E gata? Nu, cum adică să fie gata? Ha, trebuie, dacă, să trebuie să pună astea. Și astea. Și asta cum se pune? Ce-a păsit oare? Deja ai obosit? Deja am obosit. Deja am obosit. Nu, dragi mei, nu! Nu, că asta se pun și urme. Felix! Ți-ai făcut asigurarea la role? Ai rost de iarnă? Așa. Și acum trebuie să mai pun pernele. Hai că stai acolo. Să nu cumva să arunci, că îmi strici patul. Nu, nu le arunc. Prinde! Au! Asta era ultima, Felix, nu știi nimic! You know nothing! Prinde! You know nothing, Jon Snow! Imediat te vede! Prinde! Nu! N-a aruncat și patul. Și ia și blugii mei, dacă tu... Nu știu că s-ai mei, Alex. Dă-mi înapoi atunci. Eu știu că s-ai mei. S-ai mei? S-ai mei? S-ai mei, n-am făcut patul perfect. M-am calculat. Hashtag romantic. Da, dă-mi să mă îmbrac. Sau mă las să-mi iau tricou acum, cum mai pot de cald. De multe ori, după ce făcea Cristina patul, eu mă aruncam așa în el. Da, fără suflet. Dar cum fără suflet? Că poate fi făcut poate fi făcut să te odihnești în el, nu să-l admir ca bibelou. Unde? Vezi, aici nu-i perfect. Acum eu mă schimb. După aia ne pregătim să ne filmăm la Cocolix și să ne urmăriți și acolo, da? Hai să văd ce tricou mi-au astăzi. Din colecția hashtag romantic, să văd pe care. Să văd pe care? Hai să-mi dau pe asta. Acum eu mă schimb și tu... Fâși ție! Hai, fâși, geacă de fâși, hai! Ești gata? Da! Ta-da! Sunt gata! Nu, eu tocmai asta făceam. Nu. Da, deci sunt gata să ne filmăm la Cocolix. Cu tricou? Cu tricoul acesta. Ia uitați, mi-am schimbat și pantalonii. Uh-huh. Și se trește de sportivă. Da. Și înainte de asta, îmi speli ochelarii. Ce? Speli ochelarii. Nu, du-te tu până jos. Nu! De obicei, Felix este cel care spală ochelarii. Nu! Să mă duc jos? Da, să spăl. Trebuie să-mi pun și picăturile. Că după aceea nu mai ne filmăm așa răgură. Dă-mi! Mi-aduci picăturile? Au! Uite, mă duc în camera la Cocolix. Du-te! Salut! Noi suntem Cocolix! Și bine ați revenit la un nou episod! Nu uitați să-l pus de Cocolix! Noi tocmai ne-am terminat de filmat la Cocolix, a durat o grămadă. Pot să vă zic că mi-este mega cald, adică e foarte cald cu rolele. Am făcut treabă bună, ne-am filmat o grămadă. Felix, e foarte fain. Cum e șosete? Mă calcă pe picioare și doare. Auzi, Felix? Ești mai înaltă decât tine? Da, ești foarte înalt. Haideți cu mine să iau rufele din mașina de spălat. Asta e un Coco vlog pe role. N-am mai luat niciodată rufele din mașina de spălat pe role. Cred că o să fie foarte interesant. Sper să nu cad. Eu zic că o să mă descurc, nu-i așa? E greu. Felix, nu pot să iau rufele. Deci dacă o să pic... Deci este mai greu decât credeam. Da, n-am niciun lighean în care spun rufele, așa că le iau în mână direct. Ouch. Nu pot să mă pic! Hai că până la urmă am
reușit. Este! Acum am să mă pun să le împachetez pe role. Sunt curioasă dacă o să împachetez mai bine. Du-te! Du-te! Haide! Să știi că totuși este distractiv. Adică puțin chin pentru că avem atâtea scări. Da. Dar totuși distractiv. Până caz. Nu știu ce distractiv e. Când caz... Am căzut în baie. Ai căzut și cum a fost? A fost fain? A durut. Opa! Oricum fac cu plăcere acest challenge pentru că iubesc rolele. Cât e ceasul? Te amiază? Cu 12. Nu, e 2, cred că. Ce? Trebuia să fac ceva la 12. 2 fără sfert. Fain, 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 faină treabă. Faină treabă. Greu, dar fain. Felix, ce ai făcut aici? Am vreau să vină. Pâine de casă. Ai făcut pâine de casă? Încă nu e gata, mă. Cât mai arată acolo la ceas? Ce bine miroase. Mai arată... 31 de minute. Hai, arată-le cum arată înăuntru. Trebuie să vă arăt cum arată pâinea deschide, de casă. Deschide-a, deschide-a. Wow! Vedeți? Ce bine miroase! Miroase bine. Ai pus și făină integrală sau doar făină? Nu mai, dar e făină de moară, nu am făină integrală. Deci Felix a mers la piață și a luat făină de moară, ca să fie făină cu proprietăți. Aha. Rucilor de cocos, am ieșit la plimbare cu rolele. Nu puteam toată ziua să stau în casă. Ia uitați, dă soarele pentru noi, Felix. Până acum a fost foarte nourat. Felix mă va filma, iar eu mă voi plimba așa puțin, mă voi simți bine. Haideți, rucilor de cocos, să dăm o tură. Din păcate văd că au pus pavele dintre astea pe jos și e puțin mai greu de mers cu rolele decât știam eu mai de mult, dar am să încerc să mă dau așa. M-am mai plimbat cu rolele de ani de zile. Sunt o grămadă de crenguțe pe cea. Nu, 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 nu mă împinge. Aaaa, nu! Rucilor de cocos, gata plimbarea cu rolele și Felix așteaptă să filmeze. Mai bine arată al tău! Ia uitați! Prima oară nu i-am luat așa ceva de când eram în liceu, cred că. Cum e? Felix de la o parte carnea. Al tău e mai fain! Da, deci noi mâncăm. E foarte fain ziua asta pe role. M-am simțit foarte bine. Simt cum sângele îmi circulă mai bine și am să mă plimb mai des. Dacă ai conduce, nu știu cum ai face cu role pe pedale. Da, bine că nu conduc. Conduci tu pentru mine. Poftă, Felix! Poftă, nucilor de cocos! Ne vedem acasă! Ziua continuă! Nucilor de cocos, la noi deja s-a făcut aproape seara. Am stat astăzi și am lucrat pe calculator în role, deci pot să vă zic că nu m-aș mai da jos de pe role, sunt preferatele mele. Ăsta vreau să fie sportul pe care să-l practic, doar ce mă simt atât de bine. Felix a plecat puțin până în oraș și a spus că se va întoarce cu o surpriză și anume o pizza. Așa că abia aștept să vină să aducă pizza pentru că mi-este poftă, n-am mai mâncat pizza. De o lună și ceva, cred. Foarte, foarte grav, vă dați seama. Și acum, ce o să facem noi, pentru că este deja ora 6,
Iar de luni până vineri, după cum bine știți, rupem și noi 2 ore din timpul nostru și ne uităm la Clona! Vreau să știu cine se uită la Clona, care dintre voi se uită. Clona deja a început, iar Felix nu s-a întors, cred că întârzie câteva minute. Am să-i povestesc eu imediat ce a pierdut. Opa! O să fie tare interesant să stau să mă uit la Clona cu rolele în picioare. O să fie o premieră. Pot să zic că toată ziua mi-a fost atâta de călduț la picioare. Atâta de călduț la picioare, deși îs transpirată de nu mai pot. Cred că ne prinde bine așa nouă fetelor să ne fie cald la picioare. E destul de plăcut. S-a făcut puțin mai răcoare în casă, așa că mi-am luat repede hanoracul acesta cu hashtag romantic. Eu mă pun aici și îl aștept pe Felix să vină cu pizza să ne dă la Clona. Nucilor de cocos, stați puțin că am întrebare. Îmi stă mai bine cu rujul ăsta? Să mă dau de acum cu rujul ăsta și nu mai folosesc pe la roșu. Am impresia că mai fain ăsta. Ah, ce fain este! De când eram copil, eu așa eram. Țin minte că mai de mult v-am mai povestit o chestie asta. Mi-am luat o pereche de ghetuțe mega îmblănite. Erau mov, violet așa și cu blană înăuntru. Și am dormit toată noaptea cu ele. Deci eu așa sunt. Ok, mă uit la Clona și aștept să vină Felix! Oh my god, ai venit? Stai că acum vin să-ți deschid. Hopa! Ce-a dus? Oh. Stai, Felix, să-ți filmez fața. Ce fain, a venit, te văd frumos. Cu pizza. Gameru, ce văd frumos. Gameru. Ia, miroase bine, Felix. Prezint a doua mea iubire. Mă bate găzirea după. Ce, ai mâncat restul? Nu, atât am luat. Stai puțin, ai făcut aici un mix? Da. De, șmecher. Ai luat și ceva vegetarian. Uite-aia din colț. Nu am avut, am luat exact ce a avut cald, că restul era atât a avut. Aș lua-o eu, dar mi-e frică să nu scap până la masă. Nu, să crezi tu că-ți dau așa ceva. Hai de mine. Poți să o pui acolo. Hai, Felix, că a început deja Clona. De câteva minute te așteptam. Haide, Felix, haide. E așa frumoasă. Ia uite cât de frumoasă este. Ia, da, într-adevăr. Auzi, e fain așa să mănânci pizza cu role. Haide. Pizza savurează, trebuie să mă schimb, să mă întind, să-mi pun varul cu apă, dacă mi se face sete. Pizza savurează. Hai, poftă, miciută. Hai mai repede. Lasă, mâncă tu, că tu s-a dus după aceea tata mea. Cred că o să dau ăștia la o parte. Să știți că pizza pe role are alt gust. Ar trebui și voi să încercați. Ești fericit? Să știi că eu dau cârnăciurea la o parte. E bun? Ce miroase ăsta? Bă, ce sos de roșii murdată ăsta? Ce e asta? La pungă? Bine că nu-i scoasă din ciorac. Ce e asta? Nu e asta. S-a scoasă din role. Curați-mi poftă că merit. Poftă mare, Felix. De lângă pizza mea. Rolele mele. N-am mâncat de mult. E cea bună. Nucilor de cocos, s-a făcut noaptea deja și este timpul ca eu să fac duș pentru că ne pregătim de nani. Dar mă gândeam, cum pot eu să fac duș? Pentru că nu vreau să-mi murdăresc rolele, nu vreau să le ud. Așa că m-am gândit că mai degrabă fac o baie decât să fac duș. Și mi-am umplut cada cu apă, m-am îmbrăcat în costumul de baie. Așa că haideți să văd cum aș putea eu ca noaptea asta să mă bag în pat curată, să fac totuși baie, dar fără să-mi ud rolele. Urați-mi succes și apăsați butonul de coco like și haideți să vedem dacă pot să mă urc în cadă cu rolele! Haide, capul meu, câtă spumă am făcut aici! Știți, eu nu vreau ca voi să mă vedeți și de aia am făcut atât de multă spumă, dar se pare că am exagerat. Oh my god, nu vi se pare că spuma asta are formă de inimioară? Cât de romantic! Ok, haideți să închidem și haideți să ne băgăm în apă. Eu sunt gata, voi sunteți gata? Am emoții. Ești Felix aici cu mine.
Și mi-a spus că să am grijă, pentru că e foarte periculos. Ok, nucilor de cocos, vreau să-mi dorați baftă. Stai. Deci eu oferesc să-ți fac baie cu role în picioare. Desigur, Cristina, când îi place ceva, trebuie să doarmă să facă baie. Ăsta e challenge-ul, 24 de ore cu role în picioare, așa că trebuia să fac și baie, dar nu vreau să mi le ud. Nu știu cum să mă pun în cadă. Te pui ușor. E apa temperatura faină? Da. Am făcut și multă spumă. Oh my god, oh my god, oh my god, ce greu e. Hai că reușesc! De când am mai făcut o baie? Vedeți ce înseamnă să nu te lași? Ca fierbinte! Ca fierbinte? Fige? Aaa, ce fai! Stai să fac cu spuma multă! Așa. Și acum ce faci? Acum ce fac? Te spieli! Acum stau la muiat, Felix. În seara asta se pare că nu mă voi spăla pe picioare, Felix. Tu îți dai seama, mă mai primești în pat? S-ar putea să miroase. Eu nu, deci, simt. Tot corpul l-am să miros. Super, dar picioarele o să miroase transpirație. Nu o să miroase a nimic, că ți le țin role. Să nu-l bagi în apă, că lumea ți-i scumpi. Nu bagi în apă, Felix. De bună ești. Asta se întâmplă atunci când ceva îți place foarte, foarte, foarte tare și nu vrei să te descalzi. Ce-mi faci? Nu! Felix, vreau să mă uite cu apă, mi-e frică la ochelari. Te-aș luat, dar după aceea m-am pus să sper ochelari și nu vreau. M-am răzgândit. Deci, Felix, îți place de mine? Da. Sunt o învingătoare? Și nebună. Am făcut challenge-ul ăsta super fain, tu mi-ai dat un cocul like. Ți-aș dea cu colegi, chiar a fost fain. Aresi, băi, dar ce m-am distrat astăzi? Eu nu! M-ai încălcat și pe picior! Și de acum ce urmează? Ce? Să ieșim afară în fiecare zi cu rolele! Și joia! Și joia! Eu s-o ocupa joia! Nu celor de... dar ieși și tu cu rolele! A? Aaaa! Ce faci, te speli? Mă spăl! Ce, Felix, ești invidios? Aaaa, Felix, a dus! Ce faci cu spuma? Ce faci cu spuma de băbrit? A, da, e expirată! Ha-ha! Deci cum ai putea asta? Acum nu mai rămâne! Asta ce vrei să înseamnă? Vrei să mă epilez? Nu, dar ideea este că... Așa, nu puteai să le provoci să epilez! Am văzut că vrei să spumezi mult. Ideea este că spuma aia era pentru slime și era expirată. Felix mi-a dus spumă ca să facă spumă la cadă. Ideea era că dacă aveam o cerneară, ți-aș pune cerneară să fac parse. Mamă, deci sunt cea mai tare, mi-aș fi Felix. Deci rupeți butonul de cocolai, deoarece Cristina merită să o ținut de challenge-ul ăsta, e nebună. Eu m-am distrat super mega tare în ultimul de cocos. Dacă mai aveți idei trăznite de challenge-uri, vreau să mi le ziceți în comentarii, iar eu mă simt în stare să le fac, Felix. Ia stai așa cu mâinile așa, să văd cât să mă pot să pui mâine. Așa? Nu uitați de cocolai! Pa! Am să mă răspund pe tine, Felix. Nu! Ba da.